Cum puteți comandați la un bar? Înainte de a vedea unele expresii pentru a efectua o comandă la un bar, menționăm unele aspecte care vă pot fi utile. În unele locuri, pentru a comanda, trebuie să mergeți mai întâi la casă. Comandați, plătiți și cu bonul apoi vi se dă tot ce ați comandat. În alte locuri, în schimb, vă așezați la masă, vine chelnerul sau o chelneriță și vă întreabă ce doriți. Uneori, când vă duce comanda, vă lasă și bonul ca să plătiți direct la el. Alteori, în schimb, după ce ați mâncat și băut, mergeți la casă și plătiți. Totuși, cum puteți să vă exprimați atunci când comandați ceva? Vorrei un bicchiere d'acqua, per favore. Aș vrea un pahar de apă, vă rog. Mi dà un pacchetto di patatine, per piacere? Andate un pacchetto di chipsuri, vă rog. Mi può portare un cornetto alla crema, per favore? Îmi puteți duce un corn cu crema, vă rog? În schimb, atunci când comandăm ceva care trebuie pregătit, putem spune: mi fa un caffè, per favore? Îmi faceți o cafea, vă rog? Mi farebbe una spremuta d'arancia? Adică, îmi faceți un suc de portocale, dar atenție, deoarece vă amintiți că spremuta d'arancia nu este suc propriu zis, dar este chiar sucul din portocale stoarse. Bine, data viitoare nu uitați să ne urmăriți, deoarece vom vedea unele termeni în ceea ce privește produsele de la bar. Și va fi și un dialog între un barman și un client. Mulțumim că ne-ați urmărit, ne vedem data viitoare. Ciao! Buonanotte! Notte!